Ziua porților deschise a fost marcată și în acest an de către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. Chiar în acest moment, zeci de copii se află în curtea inspectoratului pentru a vedea dotările polițiștilor și a afla cu ce se ocupă aceștia în viața de zi cu zi. Mai multe detalii vom afla chiar în acest moment de la purtătorul de cuvânt care se află aici alături de noi. Bună ziua și la mulți ani! Vă rog să ne spuneți cum sau ce se întâmplă în aceste zile. Anul acesta, pe 25 martie, se împlinesc 201 ani de la atestarea documentară a Poliției Române. Astfel, în acest context, cum v-am obișnuit în fiecare an, sărbătorim alături de cetățeni, de jurnaliști, dar mai ales alături de cei mici. Ziua Poliției Române în județul Sălaj este marcată printr-o serie de activități menite să evidențieze recunoștința față de cetățean, cel în slujba căruia se află în permanență polițiștii sălăjeni. Ce pot vedea copiii? Am văzut foarte mulți copii care au venit însoțiți de cadrele didactice, sunt foarte entuziasmați. Dacă avem ceva în plus față de anii trecuți? Ne bucurăm de prezența mare a copiilor la Ziua Porților Deschise, iar colegii mei le vor prezenta pe rând activitățile pe care aceștia le desfășoară zi de zi, precum și dotările de care aceștia dispun în misiunile, în executarea misiunilor. Le va fi prezentat laboratorul de educație rutieră, câinii de serviciu care îi însoțesc pe colegi în misiuni și copiii vor primi insigne de polițist junior, vor participa la diferite activități alături de colegii noștri și multe alte surprize. Deci azi și mâine, nu? Două zile sau trei zile vor fi aceste activități? Se vor desfășura? Doar astăzi. Vor desfășura aceste activități pentru cei mici. Am înțeles. Și mâine vor fi și alte activități sau pe care le vor putea vedea în altă parte sau chiar strict o zi, pentru că în alți ani erau mai multe zile, erau două sau trei zile. Astăzi am ales ca doar aici să se întâmple aceste activități pentru pitici și pe parcursul zilelor următoare vor fi concursuri la nivel intern, concursuri de fotbal, de volei, diferite competiții sportive. Vă urăm încă o dată un la mulți ani, vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți și așteptăm cu drag să vedem cât mai multe activități de acest gen pentru copii și, de ce nu, pentru publicul larg. Și noi vă mulțumim pentru participare și că ați ales să sărbătoriți alături de noi astăzi. Parte! Hai Vlad, aici la rând, o să ne facem poze acolo. Să aproape bune. Frumos! Toți copiii zâmbim! M-a plăcut pușcaia lungă și cu cetunul. Bravo! Și când vei fi mare, ți-ar plăcea să te faci? Soldat. Soldat, ok. Tu? Mie îmi place pușcaia mai lungă și cascaia și cătușile. Așa, și când o să fii mai mare, ce ai vrea să devii? Polițist ca mami. Mie mi-a plăcut pușcaia lungă. Și când o să devii mai mare? O să mă fac soldat. Eu când o să fiu mare, mi-a plăcut mult cățelul. Și eu când o să fiu mare, o să mă fac o afeză. Bravo! Rebecca? Mie mi-a plăcut cățelul. Și când o să fiu mare... Ce ți-ar plăcea să devii? Ți-ar plăcea să fii polițistă? Da. Da? Mie mi-a plăcut pușcaia mare. Și când o să devii mare? O să mă fac polițist. Ok, o să avem foarte mulți polițiști. Ție ce ți-a plăcut? Mie mi-a
plăcut că mi-a edificat amprenta. Exact. Și eu când o să fiu mare, mi-aș plăcea să fiu pompier. Eu doresc să mă fac polițist. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Să mă urc în mașină, aia cu cameră. Ianis? Mie mi-a plăcea că când am făcut amprenta, mi-a fost foarte și când tare. O să mare? Când o să fiu mare, o să fiu polițist. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Amprenta. Și când o să devii mare? O să mă fac polițist. Mamă, ce de polițiști o să avem! Învățătoare. Vrei să fii învățătoare. Și ce ți-a plăcut azi aici? Cățelul? Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Doamnă educatoare. Ca și mama, da? Uh-huh. Și ce ți-a plăcut azi? Că am văzut un câine și că am urcat încă o dată în mașinile de polițiști. Că mai am fost la polițiști. Bun, bine. Mi-a plăcut toate mașinile de poliție. Și când o să fii mare, ce ai vrea să devii? Vreau să devin polițist fotbalist. Bun. Vreau să fiu un polițist. Și ce ți-a plăcut azi? La mașină cu televizorul. Oh, super. Că m-am urcat în mașină. Și când o să fii mare, ce vrei să fii? Constructor. Mi-a plăcut cățelul și mașinile. Și când o să fii mare, ce vrei să devii? Pompier. Bun, avem un pompier. Colegul, ție ce ți-a plăcut? Să fiu șofer. Șofer o să fii? Bun. Ei, avem două fetițe drăguțe. Ia spune-mi, Andreea, ție ce ți-a plăcut? Îmi plăcut mașina și m-a uitat la desene. Super. Și când o să fii mare, ce vrei tu să devii? Poliție cu richiță. Și tu, Maria, ce ți-a plăcut? Să... Cățelul. Și când o să fii mare, o să devii ce? Polițistă.